Îl binecuvântăm și slăvim pe Domnul. Haideți să mai redeschidem încă o dată Sfânta Scriptură. 1 Samuel, capitolul 17. Voi începe citirea de la versetul 1 la versetul 11. Pagina în Sfintele Scripturii, traducerea clasică Cornilescu 308. Un cuvânt care ne va ajuta ca să învățăm ceva în seara zilei de astăzi. Un cuvânt care este cunoscut de majoritatea dintre noi. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 1. Filistenii și-au strâns oștirile ca să facă război și s-au adunat la Soco, cetatea lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Aseca, la Efes Damen. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe munte, pe o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte, dar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Pe cap avea un coip de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste fâierile picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era un sul, era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel ce purta scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a oprit și vorbind oștirilor lui Israel, așezat în șirul de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șirul de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să scoboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi numări eu, voi veți fi rob nou și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis: arunc o cară, astăzi o cară asupra oștirii lui Israel, dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Și Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului, s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Amin. Vă rog să reocupați locul. În capitolul 17 din 1 Samuel este descrisă o luptă între filisteni și evrei și Israel. Se pare că lupta a fost declarată, cerută de către filisteni. Și așa cum citeam, Israel era pe un munte, pe cealaltă parte a muntelui era poporul filistean, și ceea ce îi despărțea pe unii de alții era o vale, numită Valea Terebinților. Și s-au așezat în linie de bătaie atât oamenii din Israel, cât și oamenii filistenilor. S-au așezat în șirul de bătaie și așa cum ați văzut unele lupte care erau în trecut, se așezau în linia întâi, în linia a doua, în linia a treia, de cealaltă parte în linia întâi, în linia a doua, în linia a treia și porneau față în față, cu sulița în față și la luptă și ucidea sau ceea ce privea în față, cine era mai tare, biruia. Acum se naște un gând aici la care să medităm fiecare dintre noi. Dacă Saul a așezat în prima linie, că în prima linie se așează de bătaie, în prima linie de bătaie se așează oamenii viteși, oamenii care n-au frică, oamenii care n-au teamă, oamenii care merg înainte și cei din spatele, liniile din spate, merg după ei. Așa este oriunde. Ce să faci cu un om care îi frică? Cum să-l pui pe prima linie? Gândul la care să medităm, nu împăratul Saul. Aici este prezent Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Numele Lui este Domn. Dacă în această seară vrea să aleagă pentru linia de bătaie împotriva celui rău, împotriva duhurilor răutății, în ce linie te-ar putea așeza? În ce linie te-ar putea pune? Te-ar putea pune pe linia din tâi? Gedeon declară sau merge la luptă împotriva lui Madian, bucuros Gedeon, 32.000 de ustași, de oameni care sunt gata, buni de luptă, a prins inimă Gedeon. Și Dumnezeu spune:
auzi, Gedeon, ai 300. Cum? Nu, 32.000. Nu, 300. 3.000. Nu. 300. Din 32.000. 31.700 să meargă acasă. Pentru că ai 300 de viteji. Din 300, pe aceștia 300, poți să-i parți încet. O ceată în stânga, una în dreapta, una în spate, alta în față. Poți să-i pui în linie de bătaie. Sunt singurii oameni pe care i-am. Și cu aceștia vei câștiga. Întrebarea care se pune, în starea în care te afli, în ce linie te-ar pune împăratul împăraților să lupți? Și gând de meditație rămâne pentru fiecare dintre noi, continuăm. Oricum celelalte, oștirile se află față în față. Vitejii aflați în linie de bătaie și totuși, din tabăra filistenilor, iese un om. Un om puternic, așa cum era descris, se coboară în vale și se aude strigătul lui. Nu vrem vărsare de sânge. Nu vrem să moară nimeni. Nu acesta e scopul nostru, să moară oameni. Că de fapt scopul lor era să domine. Și a spus așa, dați-mi un om. Uite, eu am ieșit de la filisteni. Dați-mi un om din tabăra voastră, ca să nu moară nimeni, și ne batem noi doi. Cel care va birui, poporul celălalt va fi rob. Cel care va birui. Dacă el nu va birui pe mine, mă va omorâ, noi vom fi rob vouă. Dacă eu îl voi omorâ, atunci voi ne veți fi rob. Nouă filistenilor. Au trecut 40 de zile. Și în fiecare zi și în fiecare dimineață se auzea acela strigă. Și după masa la fel se adună oamenii, oștirile sau își caută vitejii lui, oamenii de război, Ioab, pe Avner, cei care îl păzeau mereu unde mergea și a spus, caut un viteaz, caut un luptător care să lupte cu Goliat. Nu se găsește niciunul timp de 40 de zile. Încep ofertele împăratului. Așa e când vezi că nu ai pe cine să lupte, încep ofertele, dau fata. O dau să fie soția lui. Oferta tentantă, îi bună să fii ginerele împăratului. Întotdeauna toată viața ta și a urmașilor tăi, să ai un loc la împărăție, nu e lucru mic. Însă fata are preț mare. Poate putea să coste capul celuilalt care mergea la bătaie. Și măcinându-se tot și oferta și biruința timp de 40 de zile, nu află nimic. Nu găsesc nici pe unul. Și totuși, după 40 de zile, în una din dimineți, se îndreaptă spre oștiria lui Israel un tânăr pe nume David, ajunge în tabăra aceea a lui Israel, când în vale aude aceeași voce, același strigăt, același răbde, care hulia oștiria lui Israel și mult mai mult hulia pe Dumnezeu. Și când ajunge David și aude glasul lui Goliat, ceea ce l-a mișcat pe el, că oștirea lui Israel n-a făcut nimic. Cum de lasă oștirea lui Israel un asemenea om ca să blasteme pe oștirea lui Israel, dar și pe Dumnezeu? Stă el pe gânduri dus și se apropie de niște oameni. Ei, ascultând ceea ce vorbeau oamenii despre oferta împăratului pusă la bătaie, despre fata lui, cel care va birui pe Goliat, a spus, eu voi prinde, cum spunem noi, doi pești deodată, doi ierburi deodată. Astăzi voi ridica o cara lui Israel. Astăzi eu am să-l bat, am să-l nimicesc, am să-l omor, am să-l ucid pe Goliat. Dar ca evreu nu refuză niciodată oferta. Și bună și fata. Ia să pun mâna pe amândouă. Și David merge la oamenii aceia, ascultați, spune David. Eu
am să merg să mă lupt cu Goliat. Acum gândiți-vă dumneavoastră, când îl văd oamenii aceia pe David un tânăr și pe Goliat un om, aproape la 3 metri înălțime, un om îmbrăcat în zale, îmbrăcat cu o suriță, cu un om care îi purta surița și scutul în față, și David cu o trestuță și cu 10 cași, care i-a lăsat la calabalâncuri. Și oamenii ei au spus nimic, dar pentru că el insista, l-au dus la împăratul Saul. Și am spus oamenii aceia, uite un om care să se lupte cu Golia. Și acum priviți cum, când îl vede Saul, ca împărat pe David, și el îl vede în același timp și pe Golia. Și pe Golia îl vede un om de aproape 3 metri și vede un tinerel în fața lui. Ba, îl ironizează Golia și spune, un copil. Îl vede pe Golia un om îmbrăcat în zare și îl vede pe David un om cu haine de păstor, cu haine de cioban. Îl vede pe Golia un om cu suriță, cu scut. Și îl vede pe David un om cu praștie. S-a uitat Goliat la David și politicosul va așa, pe ocolit i-a spus, ascultă-mă, omul acesta e un războinic, ăsta are o istorie în urmă. Ăsta a lăsat familii, văduve, femei văduve, copii fără părinți. El are o istorie, tu n-ai nimic. Tu vrei să te lupți cu el? Și David a simțit lipsa de încredere a lui Saul. Și a spus, ascultă, mai adevărat că n-am istorie. Dar uite, eu am fost și sunt cioban. Eu sunt păstor de turme de oi la tatăl meu. Și într-una din zile, pentru că atunci când ești păstor, te întâlnești cu tot felul de situații. Într-una din zile, ce crezi că apare împărat în turma mea? Un leu. Leu-i leu? Asta prin tăria lui, prin puterea lui, regele animalelor. Dar zice, ascultă, a venit în turma mea și robul tău l-a nimicit, la urmă. Și nu după multă vreme, n-a învățat celelalte animale de la leu și a venit și unul. Și m-am uitat la urs și spune că ce-am făcut cu leul, așa am făcut cu ursul. Ca să-și creeze o istorie. Și spune, ascultă, împărate, cel care mi-a dat leul și cel care mi-a dat ursul, îmi va da astăzi și pe filisteanul acesta în mâinile mele. Dovezile, acțiunile erau dovadă de erou. A încercat să-l îmbrace, să-i pară măcar, că și el e un războinic. Ținuta unui om normal era prea mare pentru el. Și a spus, ascultă-mă, eu mă duc cu hainele mele și mă duc cu arma mea. Și Saul a spus, dacă tu alegi, Domnul să fie cu tine. Și s-a gândit, cred că Saul, după ce a plecat David la luptă pe câmpul de bătaie, omul, un copil, în care ne stă toată libertatea. Acolo era, de fapt, enigma. Dacă va pierde David, tot Israelul trebuia să fie rob. Omul, valea om în care ne stă libertatea. S-a uitat după el, se duce, David coboară pe pedeal, coboară în vale și se aude din tabăra evreilor. Am găsit omul luptător care să lupte cu tine. Coboară, dacă s-a găsit în sfârșit, după 40 de zile, coboară în vale. Coboară Goliat și așteaptă să-și vadă adversarul. Și așa cum scrie că era munte, probabil și tufișul și se uită și nu coboară nimeni, nu vede pe nimeni să coboare în vale.
Ei, în sfârșit, probabil, mișcă iarba de o grangă de tufiș și apare un copil. Și s-a gândit el, în tinerel, probabil că acesta e omul care îi poartă scutul. Pentru că el avea un om care îi purta scutul. Și a spus, sigur, dar adversarul vine după el. Probabil e o strategie. Nu mai apare nimeni. Și atunci, David spune, eu mă voi lupta cu tine. Când a auzit Goliat, s-a mâniat, s-a înfuriat, că a crezut că îi o bat jocul la evreilor. Cum un copil să-l trimiți să se lupte cu un om de 3 metri? Dar nu numai atât, măcar să fie îmbrăcat ca un ostaș, cu zare, cu cască în cap, vine cu haine de cioban, de păstor. Și se uita el ca unde-i sulița, unde-i scutul. Și priviți copilul că scoate traștea. Și-a început să ironizeze oștirea lui Israel, să arunce o cară asupra Dumnezeului oștirilor și spune, astăzi, spune David, spune Golia, păsările cerului vor mânca carnea trupului tău. Însă David îi spune, astăzi, Dumnezeul oștirii lui Israel, pe care tu ai ocărât-o, te va da în mâinile mele. Astăzi va fi ultima ta zi de viață și va ști toată oștirea lui Israel și va ști tot pământul că Israel nu-i ceea ce ai spus tu despre el și că el are un Dumnezeu care e viu, care trăiește și că el dă biruință. S-a uitat la îndrăzneala acestui om, acestui copil, Goliat, și s-a aruncă dintr-o dată asupra lui, spune că să-l omoare dintr-o lovitură să-l ucide. Dar praștia lui David întinsă, cu pietricica și cu traista, scoasă, lovește în fruntea omului mare care a produs panică și dintr-o dată se termină, spune, a fost trântit, David a trântit pe Goliat la pământ, s-a dus și a tăiat capul filisteanului. Vreau ca în seara zilei de astăzi un om care a biruit. Vreau să credeți mesajul zilei acesteia, serii acesteia, biruit sau biruitor? Biruit sau biruitor? David a avut un uriaș pe nume Golia. Și am o întrebare. Care sunt uriașii care te înving mereu? Care sunt uriașii pe care nu-i poți învinge din viața ta? Care sunt uriașii care te bat mereu acasă pe terenul tău? Pentru că filistenii dominau asupra lui Israel, într-o cetate a lui Israel, a lui Iuda, pe terenul lor acasă, și timp de 40 de zile, au fost învinși, aproape bătuți. Cum se definesc uriașii din viața ta? Voi aminti doar 3 care-i scoatem de aici, și doar voi aminti, sunt mult mai mulți. Însă fiecare dintre noi ne cunoaștem uriașii care ne bat. A rămas uimit David când a ajuns în tabăra lui Israel și a văzut că Goliat, că uriașul, răcnește și că oștile lui Israel, că Israel nu face nimic. Și a numit eu un uriaș al evreilor inactivitatea, să nu faci nimic. Că sunt oameni din ăștia care au harul acesta. Să nu facă nimic niciodată. Să nu facă nimic niciodată. Să vină la adunare și să ocupe un loc. Și să plece înapoi și trece o vreme îndelungată. Și dacă îl întreb sau îl întreb care-i chemarea ta, care-i lucrul tău, care-i slujirea ta, pentru că atunci când Dumnezeu m-a așezat în trupul lui Hristos ca mădular, m-a așezat ca să slujim unii altora. Care mădular nu folosește? Dacă întrebăm pe fiecare, păi să-l aruncăm din trup.
Dar dacă slujește altui mădular, înseamnă că Dumnezeu te-a așezat ca mădular în trupul lui Hristos ca să faci ceva? Ca să slujești? Care este implicarea pe care o faci în lucrarea lui Dumnezeu? Fie că în biserică, fie că în afară, ai eu una? Pentru că sunt o categorie de oameni care nici nu fac nimic, dar comentatorii întotdeauna se află în tribune și dau vină celor care lucrează. Pentru că pe teren jocul este altfel. Nu este ca în tribună. Și încep să spună, uite, așa i-a spus și lui David, fraților, știm noi cine ești tu, știm noi cum vrei să lucrezi tu, înapoi la voi. Inactivitatea. La ce te-a chemat Dumnezeu? Ai o slujbă? Sunt grupuri de cântare aici. Sunt grupuri de evangelizare. Grupuri de dărnicie. Pentru că fiecare este, și așa spune Biblia, că fiecare este chemat. Care este chemarea pe care o ai? Ți-ai definit-o? Un uriaș care te poate învinge, comoditatea. E bine așa. E bine așa. Inactivitatea. De ce să mă implic? Am nevoie de dureri de cap? Am nevoie să mai fac și eu acțiuni? Când în familie sunt cu soția, sunt cu familia, stau bine liniștit? Lasă-i pe alții să lucreze. Să mă duc la repetiții când pot să stau acasă sau să ies undeva cu familia undeva în oraș sau la un magazin când alții stovesc și lucrează ca să slujească ție și împreună să slujească lui Dumnezeu? Inactivitatea oameni care nu fac nimic. De aceea spune Apostolul Petru, fiți strești și vegheați, că potrivnicul vostru dă târcoale și caută să înghită prin unele mai multe metode. Și poate fi una, au fost învinși de uriașul acesta să nu faci nimic. Inactivitatea. Laodicea, exemplu, exactamente portretul Laodicei. Cu-s bine cum sunt. Și Domnul Iisus, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, nici activ și nici pe partea opusă, eliminare. Doamne, ajută-ne ca toți să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Inactivitatea unui uriaș. Al doilea uriaș care îl scoatem așa fugitiv, neputința. Domnule, 40 de zile să vrei în fiecare dimineață să te așezi în șirul de bătaie timp de 40 de zile și să spui, astăzi îl bate. Și seara să te întorci ca un pirpiric cu capul plecat și să spui, mi-am mai învins. Mi-am mai bătut-o. Neputință. Pentru că asta e definiția neputinței. Să vrei să faci ceva și să nu poți. Să cazi mereu în aceeași groapă care ai spus astăzi voi ieși din ea. Și să vezi seara că ești cu capul plecat, că ai căzut și astăzi. Indiferent de uriașul de care suntem învinși. Fie imagine permise, fie o ură, fie o clevetire. Pentru că fiecare ne definim uriașul nostru care ne desparte de cer, care ne desparte de Domnul și să-ți propui fiecare dimineață, astăzi voi fi biruitor. Și seara să spui încă o dată, sunt învins. Ca și ucenicii pe mare, astăzi vâslim, trecem prin toate valurile, trecem prin toate talaturile și dintr-o dată, încă o dată, înghițiți în mare adâncă. Neputința. Un alt uriaș, și să găsim în Matei 9:35, spune că Domnul Iisus a vindecat partea 9:35. O priviți sfârșitul. Și a vindecat orice neputință care era în rău. Cel care mai vindecă orice neputință este Domnul. Amin. Este Domnul. Și în prezent pe Duhul Sfânt. Neputință. Să vrei să faci ceva, să poți să ieși din groapa în care ai căzut și să treacă ani de
zile și să-ți vezi numele tău terferit din nou în acea groapă. Un altul de așa. Frica. Așa am citit în versetul 11, spune: și Saul și tot Israel au auzit aceste cuvinte ale filisteanului, s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Frica te face să dai înapoi și nu să mergi înainte. Frica te face să taci și să nu strigi un amin și un aleluia. Pentru că ce va zice celălalt de lângă tine? Înțelegi de ce taci? Pentru că, spune apostolul Pavel, noi am primit un duh care ne face să strigăm. A? Slav! Aleluia! De ce uneori frica ne cuprinde? Frica de a ieși din lumea aceasta? Ce vor spune prietenii? Ce va spune mama? Ce va spune tata? Ce vor spune oamenii de care suntem înconjurați? Nu vor mai fi prietenul lor. Și uite că frica de a ieși din lume și de a face legământ cu cerul poate să cuprindă inima fiecăruia dintre noi. În Proverbe, capitolul 28, versetul 25, spune că frica de oameni este o cursă. Însă, partea a doua versetului, dar cel care se încrede în Domnul, nu are de ce să se teamă. Doamne, așa să facă Domnul. Trei uriași, am amintit, fugitiv, mai este mânia acolo. Spune că aminteam frații lui David sau mânia. Apare ignoranța, un alt uriaș. Cine te crezi tu? Apare mândria. Îți cunoaștem noi mândria inimii tale și sunt uriași mulți. Am spus că voi aminti doar trei. Nu știu, tu singur îți cunoști uriașul care te bate în propriul tău teren. Nu de o zi, nu de o săptămână și ascultă-mă, de ani de zile. Te bate la tine acasă pe propriul tău teren. Definește-mi ziua de azi. Hai să vedem trei pași pe care i-a făcut David, îi voi aminti. Cel din tâi pas și-a definit corect uriașul. Și a spus, pentru mine, uriașul se numește Goliat. Ca să pot să fii biruitor, pentru că va urma o rugăciune. Defineșteți care este uriașul tău. Care este uriașul care te bate zi de zi, săptămână de săptămână? Poate nu-i unul. Poate mult mai mulți. Tu-i cunoști și Dumnezeu. Pentru că înaintea ochiului lui Dumnezeu spune că nu-i nimic asta. Totul este gol și descoperit înaintea celor care asemenea face. Dar definește-ți în rugăciunea de final uriaș. Cum se numește el? Cum se cheamă cel care stârpelește numele de copil al lui Dumnezeu? Cum se cheamă cel care te face rob când cerul te-a făcut fiu? Cum se cheamă cel care te coboară? În acea vreme când Dumnezeu te-a făcut să stai pe redută și să stai cu piciorul pe stâncă și aștepta cerul să cânți o cântare nouă, pentru că într-o zi din groapa aceea măcir, din măcirea aceea, din groapa pe ei, te-a scos o mână puternică, n-a fost mână de om, ci-a fost mâna lui Dumnezeu. Și el a vrut să rămâi acolo. Dar spune-i rugăciunea de final, cum se numește uriașul care te bate mereu? Fie că-i fumat, fie că-i băutură, fie că-i ignoranță, fie că-i ură, fie că-i credetire, indiferent de natura lui și de numele lui. Al doilea pas, care David l-a făcut, a declarat luptă. Și a spus, astăzi mă duc să mă lupt cu el, sau mă duc să mă lupt cu el, nu mâine. Azi, în seara zilei de astăzi, aici și acum, astăzi declar luptă uriașului. 40 de zile au fost ceilalți care au întârziat. Și amânarea nu de la Dumnezeu. Spune că amânarea e de la diavolul. Al doilea pas, să declar luptă. Ajunge. Este un punct.
despre care Apostolul Petru vorbește, ajunge că în trecut ai fost un frânt. Ajunge că în trecut ai fost un biruit. De astăzi declară luptă uriașului tău. Începe cu rugăciune, începe cu post, începe cu tot ceea ce este necesar pentru ca să-l biruiești și nu te duce oricum. Al treilea pas și voi încheia. David a știut că el este slab. Și a spus lui Saul, ascultă lui Saul, și i-a spus și lui Goliat, ascultă-mă, eu sunt prea mic. Deci ascultă-mă, eu vin cu unul care e mare. Și numele lui este Domnul oștirilor, pe care tu ai ocărât-o. Pentru că neprihănitul cade de 7 ori, nu că nu va cădea, va fi încenunchiat și el. Pentru că omul este un om slab, dar cel care e tare este unic și numele lui este Domnul. El a biruit lumea, spune, drăziți la mine, căci eu am biruit lumea. Este singurul care are toată puterea, nu pe pământ. Uriașii au putere în viața noastră când suntem pe pământul acesta. Însă Domnul Iisus are toată puterea în cer și pe pământ. Amin. Și El a spus, eu voi fi cu voi, nu o zi, nu o via, toate zilele. Înțelegi ce vrea Domnul să spună? În uriașii care te înving mereu. Să-l iei mereu cu el, să-l iei mereu pe el cu tine. A știut și a spus lui Saul, ascultă-mă, oștirile filistenilor sunt puternice. La fel cetele tale de oști, la fel eu, la fel tu, dar toți împreună suntem prea slabi. Astăzi va ști tot pământul, de la sud la nord și de la est la vest. Că Israel are un Dumnezeu care viu și trăiește. Și El ne spune mântuirea, adică salvare. Și biruința nu este a unui om, ci biruința o dă Domnul. În rugăciunea aceasta de final, doresc, haideți să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune. Nu știu uriașul de care ești învins. Nu știu ceea ce te bate mereu. Însă definește-l corect sau definește-i corect în rugăciunea aceasta și spune-i Domnului, Doamne, sunt bătut de uriașul cu tare, sunt bătut de uriașul cu tare, de cu tare, de cu tare, sunt mereu împins, nu pot să ies din groapa aceasta, am încercat să ies și eu și David a spus în Psalmul 40, din groapa aceea a pieirii, din fundul mocirii nu m-a scos un om, ci mi-a pus toată nădejdea în Domnul și Domnul s-a plecat spre mine. Dumnezeu și-a învins mâna, spune El, și m-a ridicat din groapa aceea. Ai nădejde și credința aceasta că El poate să te scape și să te ridice și să te facă un biruitor. Nu un biruit, ai avut o viață de înfrângeri până azi, ai fost zilnic, zi de zi înfrânt, ai fost bătut la tine acasă, ai fost bătut în adunare, prin imagini sau prin altceva, noaptea rândul ai petrecut unde nu era îngăduit și această seară, cel care poate să speră un cuget, pătat și o inimă murdară, este Domnul oștirilor. Sângele lui are putere de spălare, dar în același timp Domnul te poate ridica, să înțelegi tu? Rogă-te în dimineața, de seara zilei de astăzi și spune, oameni ăștia sunt uriași cu care mă confrunt, sunt biruit, ajută-mă să-i biruiesc. Și cel care e în voi, știți cine e în voi? Spune că Duhul Sfânt va fi în voi și prin Duhul Sfânt voi veni eu, Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Toți trei și spune, cei care sunt în voi sunt mai tari decât uriași. Numele Lui este Domnul, știi? În această seară pot să pleci lumea. Biruitor, în numele Celui care biruit. Amin. Ne rugăm.